Fie funcția f definită pe R cu valori în R, f de x egală cu x plus 2012 minus 2013 radical de ordinul 2013 din x. Adică asta ce mai înseamnă? X la puterea 1 pe 2013, da? Să se scrie ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x0 egal cu 1. Păi știți că ecuația într-un tangente într-un punct este y minus în cazul nostru f de x0 egal cu f derivat de x0 ori x minus x0. Deci, cum la mine x0 e egal cu 1, hai să-l facem pe f de 1, pe f de x0. Păi vine 1 cu 2012 2013 minus radical din 1 este 1 minus 2013 este odată 0. Deci, f derivat de x este x derivat e 1 minus 2000, ăsta e 0, 2013 ori x la n derivat, care cât este? 1 pe 2013, x la n minus 1, adică la 1 pe 2013 minus 1. Cât îți rezultă? Nu mai facem calcul aici, cât este f derivat de 1? 1 minus 1 la o putere, 1 minus 1 egal cu 0. Deci ecuația tangente este y minus, ăsta este 0, egal cu f derivat în 1, care e 0 ori ceva. Y egal cu 0, răspuns corect, D.